Ajung. Și suntem și live? Și suntem și live, pe pagina partidului. Da, felicitări, dacă se poate... Sigur, o comentare. Noi vrem să aducem felicitări tuturor cetățenilor Republicii Moldova cu acești 30 de ani de la independența Republicii Moldova. Sigur, ani zbuciumați, ani poate nu așa cum ne-am dorit noi la începutul istoriei Republicii Moldova. Dar noi, verzii din Republica Moldova, suntem cu speranța că vom avea un viitor mult mai prosper, un viitor sigur mult mai ecologic, un viitor de care să ne mândrim noi și care să dorim ca să crească copiii noștri. La mulți ani, Republica Moldova, la mulți ani tuturor! Olga? Sunt nu doar 30 ani de la independență, ci 30 de ani de independență. Era totuși, eu vreau să felicit toată lumea, generația tânără. Este, într-adevăr, responsabilitatea noastră și moștenirea noastră și depinde doar de noi ce facem în continuare. În această țară, noi suntem un popor care are cu ce să se mândri și are cu ce să facă istorie în continuare. Eu vă urez un viitor verde. Felicitări! Domn profesor? 30 de ani sunt prilej de bilanț, 30 de ani vin în Răboș să marcheze o etapă a dezvoltării Republicii Moldova. Ne pare rău însă că în acești 30 de ani noi ținem cadența pe loc, că în acești 30 de ani noi mai bâșbâim și căutăm orizonturile democrației. Deci orizonturile noastre sunt orizonturi verzi, sunt orizonturile viitorului european, orizonturile noastre sunt orizonturile dezvoltării durabile și a prosperării economice, ecologice și culturale. Mulțumim! La mulți ani! La mulți ani! Facem loc și altora! Gata, acum și începe parada!